Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă emisiune sportivă aici la TV Galați Fair Play. Astăzi vom discuta despre voleiul feminin și îl am alături de mine pe prietenul meu, Silviu Șoimu, care de mai bine de un an de zile se ocupă de destinele echipei de volei feminin CSU Galați, în ultima perioadă numindu-se CSU Belor Galați. Așadar, șeful de secție de la voleiul feminin din cadrul Clubului Sportiv Universitatea Galați, alături de noi astăzi la TV Galați. Repet, pentru cei care nu știți, CSU Belor se află în Liga Feminină de Volei. Este formația care anul trecut a rămas în campionat pentru că s-au retras câteva echipe și în acest sezon evoluează în continuare în elita voleiului feminin românesc. Bună, Silviu! Bine ai revenit la noi, acum în calitate de om de sport, pentru că noi ne-am întâlnit de multe ori în calitate de om politic, se știe, și consilier în comuna unde locuiești acum. Comuna Tolucești. Bună ziua, dragi telespectatori, bună ziua, Dane, dar aș vrea să încep cu o rectificare. La preambulul care l-ai făcut, echipa CSU Belor Galați, anul trecut a fost în Liga 2 și a câștigat locul în prima ligă, câștigând barajul de promovare. Deci suntem o echipă nou promovată în Liga Divizia 1. Da, fac eu mea culpa, mă gândeam la anul deci care a fost. Deci acum 2 ani echipa a mai fost sub titulatura simplă de CSU Galați. Începând cu această toamnă, echipa se cheamă oficial, înregistrată la Federația Română de Volei, CSU Belor. Deci suntem nou promovată. Nou promovată, da. Oricum cred că, după cum ai văzut și tu, după cum cei care vin la meciurile de volei, anul ăsta mi se pare un an oarecum mai nivelul, cel puțin al voleiului, diluat, în sensul că retrăgându-se cele două echipe, poate a dispărut puțin importanța competiției, cu toate că, iată, în acest an, echipa națională de volei a României s-a calificat la un campionat european, la fel și cea masculină anul trecut, pentru că, după cum bine știm, e o premieră în momentul în care se califică două formații naționale de volei. Nu s-a mai întâmplat de mult. Disciplină. Da, nu s-a mai întâmplat de mult în țara noastră. E de apreciat faptul ăsta pentru că cred că e cam singura la momentul ăsta. Dacă la handball, să spun, ne cam calificăm, la fete, la băieți mai greu, la polo ne calificăm, la altele nu știu. La basket, când unii sunt organizatori și joacă, altfel nu reușim să ne calificăm. Să revenim la echipa voastră. Da. Ați fost într-un cantonament de iarnă la Constanța, la un hotel de calitate. Nu dau numele pentru că nu știu dacă e ok. Da, n-aș numele de probleme. Gică Hagi putem numele să-l de Gică Hagi, da, la hotelul lui Gică Hagi. Și v-ați pregătit acolo. A început sezonul, ați jucat în un meci de Cupa României, un meci de campionat cu o echipă vicecampioană de top, Europei, Alba Blaj. Cum a fost și ce vă propuneți? Da, deci am avut un campionat foarte reușit, la care au participat 11 jucătoare din totalul de 12 jucătoare pe care le are la dispoziție doamna antrenor Ileana Berdilă și domnul antrenor secund Ion Ivanov. Cealaltă a 12-a jucătoare, Edina Selimovic, participând cu lotul național la calificările pentru campionatul european. Chiar unul dintre meciuri s-a jucat în Bosnia, Bosnia-România, meciul decisiv pentru calificare. Ați spus o vorbă bună ca să piardă. O vorbă bună, n-aveam cum să punem, știm ambiția. Ați vorbit cu ea după meci, așa, care a fost senzație sau bine, neplăcut pentru ea și oarecum, jucând în campionatul României, bănuiesc că n-a. Sincer, după meci a venit, s-a accidentat, din păcate, la al doilea antrenament al nostru. Acum este indisponibilă, nu va face deplasarea la Târgoviște și am lăsat în urmă meciul acesta.
Și am discutat problemele noastre pentru că Edina Selimović este o jucătoare pe care noi o dorim în continuare, o jucătoare foarte valoroasă. A fost a doua jucătoare ca punctaj din naționala, ca puncte realizate în naționala Bosniei în ambele meciuri. Deci este o jucătoare foarte profesionistă, o jucătoare foarte bună pe care noi avem intenția să-i propunem prelungirea contractului. Ar vrea să rămână? La ora asta, da, ar vrea să rămână. Probabil că cântărește și ea și alte oferte pe care le are și să sperăm că noi avem câștig de cauză. Pentru că dacă nu păstrăm cele mai valoroase jucătoare care le avem la ora asta, înseamnă că un an de zile am muncit degeaba. Cam care ar fi? Cine ar fi de lăudat? Pentru că de lăudat în condițiile în care știm și noi, echipa e pe locul 8, un singur set luat, dar sunt și lucruri bune undeva unde poate rezultatele nu vin. Revenind la întrebarea dumneavoastră, discutasem cu Edina înainte de meciuri, înainte de plecarea ei la lot și îi era teamă de umblat între România și Spania. Deci dacă România bătea cu 3-2 Spania, nu mai avea nicio șansă. Se calificau ambele echipe și noi urmărind meciul chiar la 2-2 ne gândeam la acest scenariu și am zis uite că poate Edina chiar avea dreptate. Poate din întâmplare dacă ieșea rezultatul respectiv te ducea cu mintea că ne-am uitat la un meci aranjat, dar nu a fost așa. România a câștigat foarte greu tot cu 3-2 în Bosnia, după ce a fost condusă cu 2-1 și astfel s-a calificat. Revenind la întrebarea dumneavoastră... Legat de jucătoare, da. Legat de jucătoare, nu aș putea să fac remarci după acest tur în care noi nu avem nicio victorie, am câștigat doar un set, decât că se vede o creștere a echipei, o creștere, o omogenitate a echipei. La cele două meciuri cu Blaj, deși nu am luat set, fetele s-au luptat foarte bine, au avut ambiție, fapt remarcat și de sponsorul nostru, fapt remarcat și de directorul clubului și pot să vă spun că dacă vom avea răbdare și avem, pentru că noi ne-am propus să creștem cu pași mici și siguri, vom crea o echipă care la anul, spre exemplu, să ne batem pentru intrarea în primele șase. Asta a fost întrebarea. Ce vă propuneți? Ok, anul ăsta e compromis. Sezonul. E compromis că bănesc că... Este compromis din punctul de vedere al clasamentului. Dar al victorilor, nu? Dar din celelalte puncte de vedere nu este compromis pentru că noi am pornit cu 5 jucătoare din vechea echipă, deci au venit 7 jucătoare noi. Cu incertitudini din punct de vedere financiar la începutul campionatului. Ne gândeam chiar dacă să ne înscriem sau nu. Dacă Belor nu venea cu o anumită sumă de bani, noi nu ne înscriam în Liga Națională, pentru că, după cum știți și dumneavoastră, nu am primit sprijin de la autoritățile locale, nici de la Consiliul Local, nici de la Consiliul Județului. Și altfel nu ne-am fi înscris dacă și nu rămâneți apărea în continuare în aceeași formulă și la anul? Deocamdată rămânem în aceeași formulă, dar nu pot să mă pronunț eu dacă și la anul vor rămâne în aceeași formulă, pentru că cine va decide vor fi cele trei părți, CSU Galați, Belor și respectiv primăria municipiului sau Galați. Sau Consiliul Județului, dar Consiliul Județului mai puțin, Consiliul că văd că nu se implică. Mai puțin. În orice caz, acesta este marele câștig, că am reușit să ne formăm un lot de 12 jucătoare, să le creăm condiții bune, să creăm un climat sănătos la club, pentru că jucătoarele vorbesc între ele referitor la salarii, la condiții și la anul vom porni cu un plus față de anul trecut. Pentru că dacă Edina și celelalte jucătoare vor să rămână, înseamnă că sunt condiții optime pentru sport.
Acum vă spun sincer, o jucătoare valoroasă, cum este ea, că tot revin la ea, rămâne doar în condițiile în care ne mai întărim, pentru că vrea să facă și performanță, nu vrea să rămână la Galați doar ca să încaseze bani și să stea în niște condiții bune. Care ar fi chestiile care v-au nemulțumit până acum? Neajunsurile? Neajunsurile tot ale echipei sau cele organizatorice? La modul general, adică ce nu v-a plăcut, să spunem, la sportiv, la antrenori, la meciuri, și după aceea trecem și la plan organizatoric, pentru că cu siguranță aveți puncte forte și puncte mai puțin forte. Adică omul care vine la sală, cu ce gânduri să vină de acum încolo? Spune, mă duc pentru că știu că vor forma o echipă mai bună anul viitor, sezonul viitor, pentru că e tot anul ăsta, sau și la anul va merge pe aceeași idee, în sensul că dacă nu retrogradează nimeni, hai să ținem echipa că trebuie ținută. Da, în primul rând, faptul că nu se retrogradează, să spunem că ar fi un lucru că am scăpat de o anumită presiune. Da, dar faptul că au rămas doar 8 echipe, probabil că ne-ar fi convenit mai mult să fie 12 echipe. Dar și meciuri mai multe. Pentru că mai erau, au dispărut exact echipele slabe, echipele care erau pe locul 12 de la 9, nebătut, la, nu? Care erau echipe cu care ne băteam. Și nouă ne-ar fi convenit, planul nostru inițial era ca noi să terminăm pe salvarea de la retrogradare. În momentul lucru care... obținut. Lucru obținut. Glumind, așa. Da, glumind. Nu. La anul, pentru la anul, deci... Am înțeles, 1-6. Ne propunem locul 1-6. Greu 1. Vom face... 1 și 2, cred că am glumim puțin, e greu. Cred că primele 4. La noi există un Big Four, cum... Zic, da, da. Cum se zice în campionatele puternice ale Angliei și în alte campionate. Deci chiar există 4 echipe. Practic în cupele europene joacă 6 echipe. 5 echipe joacă în cupele europene clasice și a 6-a echipă în cupa balcanică. Un fel de SEHA Liga. Un fel de SEHA Liga la handball. Da. Deci... Mai mult de jumătate joacă în cupe la noi. Se joacă în cupe și asta datorită rezultatelor bune pe care le-au obținut echipele noastre în edițiile trecute. Uh-huh. Spre exemplu, Știința Bacău este calificată în continuare în sferturile cupei CEV la volei. CSM București evoluează cu mult succes în grupele Champions League. Alba Blaj, care a fost direct în grupele Champions League, nu a reușit, a fost eliminată de o echipă din Germania, dar au mari șanse să câștige cu mare a doua. Ea care a fost și care s-a întâlnit finală, în acest an. Da, a fost o surpriză mare, o decepție mare la Blaj. Deci este un campionat foarte puternic. Dacă la anul noi vom reuși să obținem locul 5 sau 6, va fi o performanță bună. Pentru asta vom încerca să transferăm numai jucătoare de valoare, numai jucătoare de top, pentru că un nucleu deja îl avem format. Și sunt aproape convins că din cele 12 jucătoare pe care le avem în lot, există o atitudine pozitivă în rândul echipei. Cât ar mai fi de păstrat din ce acum? Ce ați mai păstra? Păi să spunem că am păstra 8 jucătoare, dar nu pot să spun la această oră și nominal ce posturi și ce jucătoare. Dar, deci ar mai trebui încă cel puțin 4 jucătoare. 4-5, nu? Da. 4 jucătoare. Dacă, care să intre să joace. Care să intre să joace. Care să intre să joace, da. De remarcat că jucătoarele noastre, marea majoritate, sunt foarte tinere. Deci avem jucătoare de 21, 22, 23 de ani. 6 jucătoare sunt sub 23 de ani. Umblați deci pe la... echipă de perspectivă. Nu pot să nu vă întreb, umblați și pe la banca tehnică sau va rămâne în continuare doamna Berdilă? Nu, va rămâne mai mult ca sigur Ivanov, doamna Berdilă și cu domnul Ivanov. Va trebui să ne mai completăm echipa tehnică cu un scouter.
pentru că știm, dacă vrei să faci performanță, ai nevoie de un asemenea membru în staful tehnic, un statistician, cum se mai numește el, pentru că îți vine cu statistica meciului în timp real, în timpul meciului. Îți arată unde se greșește și unde se fac lucruri bune. Deci aici vom îmbunătăți. Doamna Berdil, considerăm noi că și-a făcut treaba. Ne asumăm aceste rezultate întregul club, pentru că asta a fost posibilitatea noastră anul acesta de a aduce jucătoare. N-am avut un buget foarte mare ca să aducem jucătoare de valoare foarte ridicată. În momentul în care doamna Berdilă... Adică dumneavoastră și tot clubul se aștepta la rezultatele astea? Sau, sincer vorbind, gândiți că poate ați fi câștigat un meci sau măcar mai mult de un set? Nu, deci în momentul în care erau 10 echipe, vă spun sincer, noi discutam conducerea clubului și conducerea tehnică, că dacă am obține locul 8, ar fi ceva foarte bun pentru noi, adică să depășim două echipe. Și ne și gândeam. Ne gândeam la Cluj și dintre Dinamo și la Iași și dintre Dinamo și Lugoj. Acolo ne gândeam să depășim două echipe. Retrăgându-se Iașul după prima etapă și spre surprinderea noastră Cluj a pornit cu dreptul, a obținut 3 victorii cu maxim de puncte. Inclusiv cu Galați, noi. Da. Nu vă mai spun că într-o conferință de presă, fetele noastre pline de optimism au zis că putem obține și mai mult chiar. Chiar de anul acesta am putea obține locul 6. Pentru că în afara celor 4, de ce să nu ne batem și cu celelalte? Din păcate, doar optimismul. Doar optimismul. Marea majoritate a fetelor nu au mai jucat, exceptând pe Adriana Dudnic, Ana Maria Berdilă, restul nu au mai din jucat. Oricum, cred că e o jucătoare bună pentru că evoluează naționala Bosnia. Adică n-a mai jucat în campionatul României, dar la nivel cât de cât înalt a evoluat. A mai evoluat la nivel înalt, dar nu știa cât de ridicat este nivelul în România. În România, adică foarte ridicat. Celelalte jucătoare nu mai spun. În momentul, cele două jucătoare din Republica Moldova, am discutat cu ele. Campionatul lor este un fel de Liga a doua la noi. Deci, în momentul în care au jucat, au ajuns să se întâlnească cu jucătoare de campioane mondiale. Din vechea gardă a mai rămas cineva, în afară de Adriana Dudnic? Din vechea gardă, da, au rămas Adriana Dudnic și Ana Maria Berdilă a jucat. Bine, în că ea, da, l-a mers la promovare, a jucat. A jucat și ea, Ioana Ștefu, Corina... ridicătorul Corina și, de asemenea, a mai rămas și Violeta, liberoul echipei. Deci sunt 4-5 jucătoare, da? 5 jucătoare din garnitura veche. Cum stați cu bănuții? Aveți datorii vis-a-vis de jucătoare? E foarte important de staful tehnic, adică vă descurcați, duceți sezonul până la capăt fără probleme? Deci vom duce sezonul fără probleme până la capăt. Mai mult decât atât, v-am spus, avem deja planuri pentru campionatul următor. Sponsorul va rămâne în continuare și de la anul? Sponsorul va rămâne cu siguranță și de la anul. Va suplimenta sau va păstra același buget? Va suplimenta, de asta... Pe ce buget ați vizat în sezonul ăsta, 2017-2018 sau 2018-2019? Știți, aveți un buget așa estimat? Avem un buget estimat la nivel salarial. Este vorba de 80.000 de lei pe lună. Da. Deci doar la nivel salarial. Calendarul competițional e altceva. Calendarul competițional e altceva. Îl avem asigurat de către... Și cam cât e un buget bun pentru primele 4, primele 6 la volei? Bănuiesc că știți. Cred că Blaju are o grămadă de bani, dacă, la fel CSM. Dacă noi să spun că bugetul nostru se apropie de 200-250 de mii de euro, Blaj și CSM București depășesc 1.500.000 de euro. Pe an. Se află, pe an sau pe sezon? Pe sezon. Nu cred că pe an totuși, că
plătiți de primărie, dar în sfârșit și îți ia anul, ar fi cam același, cam același lucru. Cel puțin Alba Blaj așa au declarat, un buget de 2 milioane de euro, CSM București, deci ei au un buget de aproximativ 7-8 ori mai mare decât noi. Așa că revenind, locul, probabil locul pe care îl ocupăm la bugetul pe anul acesta, este și locul din clasament. Deci din punctul de acesta de vedere, nu este o surpriză. Dar revenind din nou la puncte, că asta ne doare... Pe cine credeți că puteți bate în acest retur? Deci noi ne punem mari speranțe în meciurile cu Clujul de acasă, cu Lugojul, Clujul și cu Dinamo în deplasare. Pentru că Dinamo între tur și retur, fiind neobținând rezultate, au renunțat la jucătoarele străine, au rămas doar cu jucătoarele din România, pentru că Dinamo spera să intre în primele patru. Și începând greșit, ca să facă economii, au mai renunțat la jucătoarele străine. Și noi sperăm că în retur la meciul de la București să obținem puncte și de la Dinamo. De altfel, eu vorbim... Le-am văzut la televizor. Au fost în cupă cu Târgoviște. Au luat bătaie, într-adevăr, cu 3-0, dar s-au luptat destul de bine. Au trecut de 20 de puncte în fiecare set. Au jucat bine. Aș vrea să te întreb cum te-ai acomodat la volei, că tu ești un tip care mai mult cochetai cu fotbalul și e destul de interesantă trecerea asta. Așa este, dar cred că aș putea să mă ocup și de alte sporturi, pentru că practic eu nu mă ocup de partea tehnică, de partea de volei. Eu nu mă duc să vorbesc cu doamna, cu domnii antrenori, să le spun ce să fac, câte antrenamente, la ce oră, pentru că nu mă pricep, efectiv. Dar la organizare, la probleme de marketing, la probleme de vize pentru jucătoare, relațiile cu hotelurile, cu... Un fel de PR. Așa zic eu că e un lucru pe care aș putea să-l fac foarte bine la orice sport. Având în vedere experiența pe care o am și vârsta pe care o am și practic faptul că de-a lungul timpului am fost în preajma unor conducători, chiar și în preajma ta, chiar și în preajma lui Marius Stan, chiar și în preajma lui Mihai Stoica de-a lungul anilor, am văzut câte ceva de la fiecare. Și numai departe și faptul că sunt administratorul sălii sporturilor și asta mă ajută. Am văzut atât de multe meciuri, aproape toate meciurile, la toate sporturile, dar eu cred că mi-am îmbunătățit cunoștințele tot în domeniul organizării, nu în domeniul tehnic. N-am învățat volei și nici nu o să reușesc să învăț. Cum sunt voleibalistele ca oameni, ca virgul caracter, așa cum... În primul rând, faci și o comparație cu alte sporturi. Marea majoritatea lor sunt foarte bine școlite. Deci sunt studente sau au terminat facultăți. Cred că doar jucătoarea din Bulgaria a făcut doar volei și nu multă școală. Ea este singura care nu știe limba engleză. În rest, toate jucătoarele cunosc limba maternă. Se descurcă, au ce... Da, vă puteți deci înțelege toate, cu ele, nu? Toate jucătoarele cunosc limba engleză la perfecție. V-am zis, doar jucătoarea din Bulgaria nu știe decât limba bulgară. Acum a început să învețe și ceva engleză și ceva română. În schimb, o avem pe jucătoarea din Macedonia, o fată care a terminat științe economice, o fată foarte deșteaptă, care știe și limba engleză și macedoneanca și bulgara se aseamănă cumva ușor, și ea tot timpul ne-a tradus. Deci, și sunt niște fete foarte de treabă. Noi nu am avut probleme cu ele, disciplinare deloc, chiar în deplasări mai lungi, vorbeam cu doamna Berdilă, sunt atât de cuminți, spui că pleci cu mașina goală în deplasare. Nu vorbește nimeni, nu
Nu creează disciplină ca zonă disciplină. La Dauna Berdina, nu? Da, da. Deci până într-o deplasare de 500 de kilometri facem două pauze, adică... Pentru că ne apropiem de final, îți aș adresa, Silviu, o ultimă întrebare. Dacă s-ar creiona la momentul ăsta o echipă pentru sezonul viitor la CSU Belor, cam care ar fi procentul între jucătoarele românce și jucătoarele din străinătate? Bineînțeles că noi ne-am dorit cât mai multe jucătoare din România, dar bazinul de selecție fiind foarte redus, probabil că nu vom reuși să avem în primul șase mai multe jucătoare din România decât jucătoare străine. Dacă vom reuși să avem 3 jucătoare din România și 3 străine în primul șase, uh-huh, și poate chiar 6 și 6 în lot, va fi o performanță, să știți. Pentru că... Adică 50 cu 50. 50 cu 50 ar fi o performanță. Pentru că și la Blaj... costurile ar fi mai mici, bănuiesc. Că jucătoarele străine, ca la orice sport, costă ca să le transferi, să le faci tot felul de taxe. Sunt taxe foarte mari. Pe care trebuie, de ședere, să, le, da, pe adică care trebuie să le plătim. Pe când o jucătoare din România e mult mai simplu. E mai simplu, în schimb și ele știu ce bani plătim implică, și pentru da, da, taxe. Și când își fac calculul, și îl fac în așa fel încât să fie la fel de scumpe ca și cele din străinătate. Da. Singura chestie că să spunem că dacă aduci o jucătoare din America, îi trebuie o perioadă de acomodare. Al american e mai simplu cu permisul de ședere, că acolo te chinui la cele care nu sunt UE. Este mai simplu cu permisul în de ședere. În 2-3 zile ai rezolvat. Este mai dificil cu acomodarea, cu fusul orar și cu alimentația noastră din România, dar dacă o vom păstra pe american ca noastră, deja spunem noi că este acomodată. Da. Silviu, eu mulțumesc și vă doresc succes în continuare în campionat. Să fie. Doamnelor și domnilor, a fost alături de mine domnul Silviu Șoimu, președintele, șeful secției de volei feminin de la CSU Belor Galați. Echipa, așa cum am spus, care se luptă în Liga Feminină de Volei și așa cum domnul Șoimu v-a transmis mai devreme alături de mine, sperăm ca de la anul rezultatele să fie mult mai bune și echipa să încerce să ocupe unul din locurile 1-6, în condițiile în care se pare că investitorul și cei care ajută echipa vor rămâne în continuare alături de fete. Eu sunt Dan Pantea și până la o nouă emisiune Fair Play aici la TV Galați, vă invit să rămâneți alături de colegii mei. La revedere!